Salut prieteni și bine v-am regăsit! Astăzi jucăm Fishing Planet. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul anterior și am primit foarte multe aprecieri și sfaturi și vă mulțumesc foarte mult, apreciez. Astăzi vreau să mergem să pescăm niște bași, niște pește răpitori mai exact. Asta este montura care o folosesc eu, lingurița, cred că e de 5. Și să-i dăm bătaie, să vedem ce prindem. M-am mai uitat eu pe tu, mi-ați mai dat voi sfaturi, am văzut cam cum stă treaba, nu e chiar atât de greu. Acum numai să am și noroc. Asta e tot ce am nevoie. Mi-a spus cineva să țin viteza pe 3 și chiar mă ajută. Acum mai să tragă și peștele. Depinde și de noroc și de timpul la care pescuim. Ok, cred că nu mai vedem niciunul acum. Da. Încercăm în continuare. Suntem oricum la ora de vârf, cam pe la 11:40 dimineața, când ar trebui să tragă peștele cel mai bine. Nu sunt sigur dacă trebuie neapărat să țină peștișor mai pe la jumate pe acolo. Da. Vedem imediat. Numai să prind și eu unul. Oh, uite-l, mă. Din a doua încercare. Ce ciudat a tras. Am crezut că s-a blocat firul. Ia să vedem. Pare mititel. 228. O să-l păstrez și pe ăsta. Chiar dacă e mic. Sperăm să prindem și mai mari. O să încerc să trag mai pe la, mai pe lângă mal, așa, mai pe lângă stuf. Oh, încă unul. Mamă, ce ciudat trag ăștia. Oh, nu, nu te du acolo. Știu că vrei să-mi încurci firul, dar nu o să te las. Hai că asta se lasă ușor. Vine repede. Oh, s-a enervat aici la mal, fiți atenți. Ia să-l vedem. Oh, ăsta pare mai mare, 312. Mă întreb oare dacă schimb eu lingurița cu asta. Curios. Oare a schimbat-o sau? Ok, bun. Să cred că e aceeași. Habar n-am. Nici nu m-am uitat atent. Cert e că prindem pește răpitor. Asta e important. Mi-ar place să prind unul așa la un... măcar 500 de grame. A tras sau... s-a prefăcut? Ia uite-l. Chiar trage destul de bine. Ia să vedem, ăsta poate e mai mare. Dar la cum vine spre mine e destul de mic și ăsta. Ok. Oh, nu, ăsta e mai mare. Hai să încerc și mai în direcția aia. S-ar putea ca pe filmare să apară unele sacadări. Nu înțeleg exact de ce. La jocul ăsta îmi face așa probleme. Când încerc să filmez, uneori mai îmi dă și crash din cauza filmării, chiar nu înțeleg care e problema. Acolo se vede clar că e apa foarte adâncă. Oh, nu, muște. Urăsc muștele care se aud în cască. Haide, mă. Nu prea vrea să trag aici. Ok. Totuși o să mai încerc o dată. Nu mă las. Nu așa mă dorele, mă. Cum naiba o arunci?
Știu că se aruncă și așa, dar cred că e cam băguită. Sau trebuie să țin eu asta mai sus. Așa. Dacă o să-mi apară să acadet pe filmare, probabil o să încerc să filmez cu alt program. Bă, că nu prea trage aici. Cred că e mai bine lângă stufa acolo. Ok. Haide pește, vino la mine. Mă gândeam că dacă dau la distanță mai mare, așa poate prind unul mai mare sau ceva. Hai să încerc acolo totuși. Mai aruncă și pe lângă omul meu. N-am ce-i face. Da. Am văzut pe YouTube unii care prindeau niște pești uriași pe o hartă cu zăpadă și chestii. Dar e de level mare. Eu am abia level 6. Dacă mi-aduc eu bine aminte. A, nu. Sau level 5. Parcă aveam level 6. Ok. Băi, pe mine nici nu mă prea interesează levelul pe jocul ăsta, atâta timp cât mă relaxez. Nu pește. Ia să vedem. Nu. Nu, nu prea merge aici. Asta e clar. Tot acolo. Lângă tufe, lângă buruieni. O, da. Ia să vedem. Știu că vrei peștișorul, apucă-l. Mie-mi place să încheie episodul cu un pește oricum. Aș vrea să mai prind măcar doi. Da. Încercăm tot acolo. Sper numai să nu încurc firul. Da, și dacă se încurcă, ce dacă. Nu sunt foarte scumpe oricum. Oh, uite-l, mă. Da, să vedem, poate e mai mare ăsta. Oh, da, ăsta clar e mai mare și vrea să-mi încurce firul. Vrea să-mi încurce firul, nebunul. Ok, o să dau asta pe plus, să-l... Cer să-l trag mai repede, dar văd că nu. Mamă, ăsta da. Nici măcar nu pot să-l trag, uitați-vă și voi. Vino mă la tata, mă. Mamă, dacă-l scap pe ăsta. O, da. Ca ăsta n-am mai dat până acum, să-ți bată chiar așa mult. Ok. Ok, încercăm așa să-l... Să-l trag. Mamă, mamă, ce tensiune aici. Să-l țin departe de buruienile alea, nu vreau să-l încurc. Ok, vine spre mine. Cred că l-am obosit destul. Haide-mă că ești al meu, ia să-l vedem. Cu ce m-am bătut eu până acum? Și? Oh, 641, n-am mai prins niciodată așa mare. Wow. Asta da, captură. Frumos, frumos. A meritat. Hai încă unul. Poate și mai mare. Și eu aveam un plan să prind unul de 500 de grame. Oh, încă unul. Tot acolo. Hai să vedem. Ok. Și ăsta pare să se zbată ca celălalt. E bine, am trecut de tufe. Repede, repede, ține firul întins.
Nu, asta a venit mai mult spre mine, singur. Ok, ia să vedem. Cât are ăsta? 416. Nu e mic. E acceptabil și ăsta. Doar că a venit el singur la mine. Hai încă unul. E amuzant. Uite la aia ce prinde. 361. Sper să-l prind și pe ăsta acum. Acum mai se tragă și ăsta. A? Era să-l iau și pe ăsta. Dar era aici, lângă mine. Tot acolo încerc. Sincer, nici nu prea are rost să mă duc mai dreapta. Atâta timp cât îmi trage așa de repede aici. Uite, mă! Hai că l-am luat și pe ăsta. Ok. Ok, ăsta e mai măricel. Parcă se lasă mai greu. Eu sunt concentrat aici, de-aia vorbesc mai puțin. Poate și ăsta la fel de mare. Dați-vă și voi, că nu vrea. Nu te du acolo, mamă, unde s-a dus? Ești de acolo. S-ar putea să fie și mai mare ăsta. Fiți atenți aici. Ar trebui să cumpăr un fir ceva mai rezistent. Să pot să-i trag mai ușor. Pentru că dacă dau firul la maxim, s-ar putea să mi-l rupă. Hai să încerc să-l trag din locul ăla, că nu-mi place deloc. Mamă, dar ăsta nu se lasă. Vino mă încoace, mă. Vino încoace. Ok, hai că e aproape al meu. L-am obosit destul. Ăsta e, mă. Poate-mi scap acum. Bă? Nu se lasă. Nu se lasă. Ha. Ia să vedem. Ohoho, 798. Da, o să închei aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Eu am fost Mihai, ciao și multă baftă.